centimetri de aici, de unde e piciorul meu, până aici. Asta l-a deranjat pe domn primar că este ieșit pe carosabil, bol de excavatorul. Mai mulți tineri din localitatea dâmbovițeană Aninoasa au început să simtă asupra lor presiune politică, deși nici nu au început campania electorală. Spun că se fac presiune asupra lor doar pentru că nu îl susțin în alegerile din iunie pe actualul primar Constantin Maricescu. Unul dintre ei s-a trezit cu poliția acasă și a primit amendă pentru că și-a parcat buldoexcavatorul la poartă, așa cum de altfel o face de 2 ani. Am un excavator care îl țin aici la poartă de 2 ani de zile și acum un an electoral mi-a trimis poliția să-mi dea amendă că nu e parcat regulamentar, că am depășit 3 cm pe partea carosabilă, ceea ce nu mi se pare normal. Și procesul verbal în care am primit amenda, bine, este o copie pentru că am plătit amenda, cu 400 de lei amendă și 3 puncte de penalizare. Cel de-al doilea susține de asemenea că este vânat de polițiști la sesizarea aceluiași primar Constantin Maricescu să fie amendat pentru că circulă la volanul unui autoturism cu numere de Anglia. Tânărul spune că mașina are acte, iar soția sa, care este în Anglia, îi plătește asigurarea lunar. Motivația că merg fără acte la mașină. În condițiile în care soția mea este în Anglia, îmi plătește lună de lună asigurarea la ea. În plus, tinerii susțin că edilul găsește tot felul de motive pentru a-i constrânge. Sunt opriți și legitimați pe stradă, ori sunt obligați să plătească datorii către primărie pe care nu le au. Mă oprește pe stradă, mă legitimează, stau de 11 ani aici, în anul ăsta nu mă oprim niciodată să mă legitimeze. Mă legitimează de parcă nu mă cunoaște. Mi-a dărâmat podul, mi-a spus că mi-l face la loc. M-a costat 32 de milioane când a făcut el podurile astea pe aici prin comună. Eu am avut podul exact cum este acum, 12 metri lungime. Și mi-a spus, nu, Cipriane, stai liniștit că-ți fac podul exact cum l-ai avut. De unde? M-am trezit cu el în curte, i-a plătit mama, m-am trezit cu el în curte țipând că nu-mi e rușine că nu-i plătesc podul. Și m-a pus să-i plătesc 3200 de lei. Tinerii spun că simt toate aceste presiuni după ce nu l-au mai susținut pe edilul Constantin Maricescu în demersurile sale de a recâștiga primăria Aninoasa. Eu l-am susținut pe el timp de 10 ani de zile. Anul acesta m-am retras de lângă el. Și acum câteva săptămâni s-a trezit mama cu el la poartă că nu avem impozitul plătit la casă și că ne execută silit, că o să ajungem în fața lui în genunchi, eu și familia mea, să ne cerem scuze. Cei doi sunt deciși să nu cedeze acestor presiuni și amenințări venite din partea primarului Constantin Maricescu și susțin că vor rezolva situația pe căi legale mergând în instanță.